Judoca Maria Paraschiv de la CSM Drobeta a urcat pe podium la finala campionatului național de judo sub 21 de ani desfășurată la Deva. În orașul de sub cetate au participat sportivi calificați de la etapele de zonă și componenții loturilor naționale sau centrelor naționale de pregătire. CSM Drobeta a adus acasă un loc 3 obținut de Maria Paraschiv în limitele categoriei minus 78 de kilograme și un loc 9 obținut de Liviu Burcă la categoria minus 81 de kilograme. Antrenorul Gicu Vasilane se de părere că rezultatele erau mult mai bune dacă sportivii nu erau afectați de accidentări. De altfel, Paraschiv s-a lovit în timpul celei de-a treia luptă, după ce pe primele două adversare le învinsese la Ipon. La Deva a avut loc campionatul național de juniori, Under 21, etapa finală, o competiție care a stabilit sportivii care vor reprezenta România la competițiile de obiectiv următoare, campionate europene, campionate mondiale, campionate balcanice. Ce rezultate a obținut CSM Drobeta și cu câți sportivi a mers acolo? Am avut în concurs 3 sportivi, din păcate toți 3 accidentați. Rezultatul a fost mulțumitor, dar se putea să fie mult mai bun. Bronzul pe care l-a cucerit Maria Paraschiv la 78 de kilograme putea ușor să fie argint sau aur și de asemenea Burcă, după o lungă accidentare, a reușit să se claseze pe locul 9. Competiția de la Deva a fost și un criteriu de selecție pentru campionatele europene și mondiale din 2014. Maria Paraschiv este în lotul tricolor și se va putea conta pe serviciile sale în funcție de randamentul și rezultatele pe care le va avea la viitoarele competiții. Ținând cont de faptul că de aceste 3 categorii grele, 70, 78 și 78, răspund eu, sigur este în lotul care se va pregăti pentru campionatele din vară și din toamnă și în măsura în care vom reuși să rezolvăm această accidentare și va fi în formă, va participa. Cea de-a treia sportivă, însă care nu a punctat pentru clubul dunărean, a fost Andreea Panea, care a reușit să obțină titlul național și la juniori, după ce în luna martie l-a cucerit pe cel de la tineret. Sportiva se pregătește în Centrul Național Feminin de la Drobeta Turnu Severin cu profesorul Gicu Vasilan, coordonatorul centrului. În cadrul primei runde a jocurilor de palmares de la nivelul campionatului republican, ambele grupe de juniori de la CSS Drobeta au înregistrat înfrângeri. Cel mai usturător eșec a fost trecut în dreptul tinerilor fotbaliști pregătiți de antrenorul Marian Brihac. Juniorii A sunt angrenați în lupta pentru locurile 7-10. Cu juniorii A am pierdut la Reșița, în compania Metalului Reșița, cu 5-0, după o repriză a întâi foarte bună a noastră, la care scorul minutul 44 era 0-0, dar un jucător al nostru a fost eliminat în calitate de ultim apărător și din acel moment s-a rupt echilibrul jocului. În meciul următor vom întâlni pe CSS Caransebeș pe stadionul Termo din Drobeta Turnu Severin pe data de 19, sâmbătă 19 aprilie. Nici juniorii B nu au putut evita înfrângerea. În primul joc au cedat cu 3-1 pe terenul celor de la ACS Politehnica Timișoara. Am terminat 3-1 cu Poli Timișoara, jucând în deplasare la Poli Timișoara. Am avut un meci parțial bun, pentru deoarece prima repriză a început mai slab. Pe două greșeli pentru personale am fost conduși cu 2-0 la pauză. În schimb, a doua repriză am dominat-o toată chiar înscriind. Și în final terminându-se 3-1 scorul final. Încercăm în continuare să jucăm pe locurile 3-6, încercăm să prindem măcar locul 3, să terminăm primii în etapa aceasta de palmares. Următorul joc în care vor fi angrenați juniorii va fi în sâmbăta Paștelui pe stadionul Termo.